Protestul profesorilor se extinde în toate sectoarele publice, alte greve amenință să blocheze sistemul. Polițiștii, angajații din penitenciare, personalul sanitar și grefierii spun că intră și ei în grevă generală. Toți vor același lucru, salarii mai mari și să fie plătiți pentru orele suplimentare de muncă. În plus, polițiștii sunt nemulțumiți și de condițiile din secții, chiar și acestea, în unele locuri, au WC-ul în fundul curții. Pe de altă parte, greva din penitenciare va avea efecte grave. Deținuții se vor revolta pentru că nu se vor mai respecta orele în care ar trebui să fie scoși din camere. În fața Ministerului de Interne, polițiștii din sindicatul Europol au cerut demisia ministrului Lucian Bode. Ministrul Bode va avea la îndemână angajarea unor pakistanezi eventual sau senegalezi, pentru că nimeni din această țară nu mai vine ca un minister sau un guvern să-și bată joc de el doar pentru faptul că lucrează la stat. Polițiștii vor salarii mai mari și plata orelor suplimentare. Cerem o recuperare deficitului de personal, pentru că recent a fost admiterea în școala de poliție, dacă ați văzut, unde s-a ocupat jumătate din locurile disponibile. În prezent, în poliție, un polițist face munca mai multor polițiști. Foarte puțini oameni mai ales să intre în poliție. E dezastru acum la școala de poliție la Câmpina. Vorbim de polițiști care au un venit mediu lunar de 3.500 de lei în contextul în care angajatul unui supermarket din țară beneficiază de un salariu de 4.500 de lei. Cât despre condițiile în care muncesc, secțiile de poliție de la țară sunt într-o stare deplorabilă. Am vrut să intrăm în Schengen, dar toaletele noastre erau în fundul curții. Mai mult decât atât, această instituție contribuie cu desăvârșire la poluarea mediului înconjurător, pentru că WC-ul din fundul curții, de la un post de poliție, se află pe pământ, iar dejecțiile se duc efectiv într-o groapă. În Mureș, polițiștii au ales să doneze sânge, în așa fel încât să lipsească motivat de la serviciu. Trebuie să fim la serviciu. Suntem în jur de 50-60 de colegi care ne-am adunat. Suntem cu salariile în urmă cu 13 ani. Și grefierii din sistemul judiciar anunță proteste de amploare. Sunt revoltați după ce guvernul a decis să majoreze vârsta de pensionare de la 60 la 65 de ani. Se plâng și că nu sunt plătiți pentru orele suplimentare de muncă, astfel că toți angajații vor pleca de la muncă la ora 16 fix. Am decis ca în perioada următoare colegii mei, grefierii din instanțe și parchete, să refuze efectuare de ore suplimentare. Vor refuza să mai răspundă la telefonul personal, pentru că sunt foarte multe instanțe și unități de parchet care nu pun la dispoziție colegilor mei telefoane de serviciu. Și lucrătorii din penitenciare au intrat în grevă japoneză. Desfășoară activitatea profesională cu banderolă albă în jurul mâinii. Mâine, timp de între 2 ore și 4 ore, polițiștii penitenciare vor refuza să mai intre în serviciu, nu vor mai intra în serviciu, urmăm ca de joi să blocăm activitatea penitenciarelor, deținuții vor fi scoși din cameră cu cel puțin 4 ore în întârziere. De altfel, următoarea perioadă se anunță plină de proteste. Pe 31 mai, sindicatele TESA din Sănătate ar fi trebuit să iasă în stradă. Lucrurile s-au schimbat însă în urma unei discuții între guvern și sindicatul Sanitas. Va fi aprobată deblocarea 14.000 de posturi din sistemul medical. Vor fi eliminate inechitățile salariale și, de asemenea, toți angajații din sistemul de sănătate vor primi vouchere de vacanță. Pentru angajații din penitenciare nu s-au găsit însă soluții și mâine vor fi în grevă japoneză. La început de iunie, polițiștii protestează din nou, iar pe 26 iunie și 1 iulie, angajații CFR vor organiza un meeting în fața guvernului și amenință cu blocarea activității. În perioada următoare vor ieși în stradă și grefierii, dar și organizațiile de transportatori.